Bună ziua! Este cert, voi convoca un referendum pentru data de 26 mai. Fiindcă așa, nu se mai poate. PSD continuă asaltul la adresa justiției, declanșat încă de când a preluat guvernarea. De această dată, psd vor să dea ordonanțe de urgență prin care să modifice codurile penale. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar trei zile fără să dea ordonanță într-un domeniul sau altul. Nu este nici în spiritul Constituției, nu servește nici echilibrului democratic al puterilor în stat ca guvernul să apeleze atât de des la ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență, practic, și au pierdut menirea esențială și au devenit, în timpul acestui accident regretabil al democrației, care este guvernarea PSD, un instrument folosit abuziv în exces, eludând astfel orice control de constituționalitate înainte de intrarea în vigoare a ordonanței. Trebuie să punem punct acestei practici și trebuie să o facem acum. Diletantismul și incompetența caracterizează modul în care guvernează PSD-ul. Când aceste trăsături se împletesc cu intenția de a legifera în interesul infractorilor, fie ei și lideri de partid, atunci. Avem premisele unui dezastru pentru România. Este complet nejustificată urgența pe care guvernul să o dea acestor ordonanțe. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituțională a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. Pesediștii trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. Pesediștii trebuie să înțeleagă că justiția nu este la bunul lor plac. Sunt niște principii extrem de simple în orice stat de drept și în orice democrație sunt valori pentru care oamenii au ieșit în stradă și în decembrie 89 și în ultimii doi ani. Este evident că PSD încearcă să ignore aceste adevăruri, dar le dau veste. Nu o mai pot face. Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii. Au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să, vi să devină politică de stat. Este atributul meu, ca președinte, să cer poporului să-și exprime prin referendum pe 26 mai, voința cu privire la probleme de interes național. Trebuie să lăsăm cetățenii să decidă, pentru că acești PSD-i diletanți au pervertit semnificația votului pe care l-au primit și încearcă să deturneze statul român, făcând legi în propriul lor interes. În aceste condiții, atrag atenția că este ilegitimă emiterea unei ordonanțe de urgență în această materie înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum. Votul este fundamentul democrației și sursa legitimității acțiunilor oricărui om politic. De ce vă este frică de referendum, domnilor PSD-ști? De ce, în loc să încurajați oamenii să meargă la vot, Amenințați că faceți secții separate de vot pentru europarlamentare și pentru referendum. Încetați să guvernați doar în propriul vostru interes și întoarceți-vă către români. Mulțumesc!